Dar ce faci? Nu mai mănânci, gata? Vai, dar aici ești așa de gânditoare când mergem cu mașina, tot timpul te gândești. La ce te gândești? Bună dimineața, bună dimineața! Ne pregătim, de fapt, stați să vă spun de fapt ce am făcut eu de când m-am trezit până acum. Nu mai e chiar de dimineață, dar a durat mult timp să fac lucrurile astea. De ce? Pentru că bebeluș mic care are nevoie de mine aproape non-stop. Ne-am trezit la ora 8, i-am dat să mănânce și am zis că se pune să doarmă micitica și de fapt a stat 3 ore treaz, abia acum a reușit să adormă cât de cât, adormea doar câte 10-15 minute, timp în care eu am putut să fac un duș, să după aia când se trezea iar a trebuit să mă duc la ea. Stați așa că am rămas fără memorie și a trebuit să șterg câte ceva. Da, ziceam că după aia mi-am făcut rutina de îngrijire a tenului repede cu o cremă, iar s-a trezit și tot așa, abia am apucat să fac câte ceva și părul mi l-am spălat, corpul și părul în două reprize, prima dată corpul, după aia părul, pentru că se tot trezea. Nu plângea, nu doare burta, dar pur și simplu voia atenție, voia să fiu lângă ea. Imediat adormea, cum mă duceam și puneam un pic mâna pe ea, o luam un pic în brațe sau îi șușuiam la ureche, imediat adormea. Dar acum doarme bine, am reușit să o fac treburile, să mă aranjez și vrem să mergem să o scoatem afară în parc pe mal, pentru că ne-a fost recomandat oricum să o scoatem pe mal și eu mi-am făcut o chestie, o cafea, pentru că v-am spus de dimineață sunt doar cu ea și simt nevoia. După cum se vede, rujul este cremos, așa că se ia pe cană. Aici e cu foarte, foarte mult lapte ca să fie bine să nu o afectez pe ea prin lăpticul de la sân. Sunt încă udă pe păr, dar mă voi usca. El se usucă oricum foarte ușor, mai ales dacă ies afară la un pic de căldură, dar până reușim să ies o să fie uscat. Mi-am pregătit să filmez astăzi și un clip static, un clip mai lung static, și dacă reușim și dormim bine după ce ne întoarcem, eu o să filmez. Mi-am pus aici pe jos toate nebuniile de, stați așa, nu pe jos, și pe scaun, produse terminate. Le-ați văzut, sunt și pe jos și pe scaun. O să filmez după ce mă întorc și nu știu care va fi postat primul. Vlogul acesta sau produse terminate, cred că produse terminate, că e mai ușor de editat și o să-l editez rapid. Da, astea fiind spuse, mă pregătesc, mă îmbrac, ne îmbrăcăm, luăm și scoi ca să o punem pe fetiță, trebuie să o și hrănesc. Acum v-am spus că doarme deja foarte bine de ceva timp, nu mai e chiar dimineață, dar să zicem că pentru mine acum începe ziua. Bine, pardon, ne auzim pe parcursul zilei pentru că vreau să facem câte ceva, poate că o să fac și o mâncare, poate curățenie ar trebui să fac, că n-am mai făcut de mult, pur și simplu nu am mai avut timp, dar o să fac și curățenie, o să vină rândul și acestui lucru până una alta, așa rapid pe unde e nevoie, fac. Asta este momentan situația, știți și voi dacă ați trecut pe aici cu bebeluș mic nou născut. Chiar e nebunie aici, am avut o plasă plină, o plasă de la Kaufland și credeți-mă că nu mi-au mai încăput toate și au mai fost și pe lângă detergent și balsamurile de rufe, dar pe asta trebuie să le filmăm după ce ne întoarcem. Abia aștept să zic părere despre fiecare dintre ele. Mi-am luat pe mine această bluză cu sclipici, sclipitoare, de fapt nu e cu sclipici, cu inserții aurii, și o să-mi iau blugii ăștia pe care am purtat în sarcină numai și până în 6-7 luni, de fapt cred că și chiar și 8 luni, și la prințesică i-am pregătit body asta foarte frumos pe roz, doar că nu știu dacă o să-l dau pe acesta, s-ar putea să trebuiască altul mai mare, nu știu. Prințesica mea este aici, am învelit-o cu prosopelul ăsta, păturica asta din muselină, doar că mi se părea că e un pic cam rece la mâini și piciorușe, așa că i-am adus și păturica asta pe roz pe picioare doar și n-aș vrea să se încălzească prea tare, de aia nu i-am pus și pe partea de sus. Aici vedeți că eu îi pun proptă la spate pentru că ea se întoarce singură, se împinge, chiar trebuie tot timpul să am grijă să nu se împingă până sus, să nu pățească ceva, bineînțeles. Mai înainte s-a trezit sau cel puțin a plâns un pic,
cam 10 secunde, dar văd că s-a pus la loc la somn. O să trebuiască să o trezesc pentru că vrem să ieșim și mi-am pompat lapte. Am zis să pompez pentru că reușesc să-i dau, să se hrănească mai bine. Reușesc să scot o cantitate mai mare decât are ea răbdare să stea la sân. Și da, uitați că se mișcă un picuț, o lăsăm în pace. Aici a ieșit pompa, trebuie să iau să spăl pentru că doar ce am terminat și hai să vedeți cât lăptic am putut să scot. Sunt 90 de mililitri, cât bea ea, dacă ar trebui să pun așa ca să se vadă, 89, 90, da, am ajuns la 90 de mililitri, ar fi fost fain să scot 100, dar oricum ea se satură cu 90 la o păpică. Și abia aștept să se trezească să-l dau pentru că nu vreau să stea mult timp să nu se strice. Așa fac și cu laptele praf, nu îl pregătesc de foarte mult timp înainte ca să nu se strice. Mă duc să spăl asta, mă pregătesc și eu, mă îmbrac și după aia încerc să o trezesc să-i dau păpica. Da ce faci? Nu mai mănânci? Gata? Vai, dar ce ești așa de gânditoare când mergem cu mașina, tot timpul te gândești. La ce te gândești? I-am pus și căciulițe, dar nu-i mai vin nici căciulițele, trebuie să pun comandă și să cumpărăm sau să găsesc la ceva magazine de pe aici. Căciuliță mai mare, că nu-i mai vine, uite-te tu că nu acoperă urechea, trebuie să dau bentița în jos, să nu o las așa. Nu-i mai vine, nu-i mai vine, a crescut fetița și a crescut mare. Am îmbrăcat-o în roz, pantalon roz, bluziță roz, căciulă gri, dar are păturică roz. Tată, este un roz. Numai căciula nu se asortează. Dar la ce te gândești, mămică? Opa! S-a speriat? Nu s-a speriat. Nu s-a speriat. Dar fetița s-a trezit și a început să plângă pentru că voia păpică. Acum îi dau mâncare. Sus nu i-am mai dat pentru că dormea. Am pus un scoi că s-a trezit și ne-a cerut acum de mâncare. Mai are, mai are să mănânce. Na, ce faci? Acum cască. Da, mama, da, îți dau, îți dau. Ia. Foarte nerăbdătoare așa cu mâncărica, pentru că s-a trezit flămândă de data asta. Noi mergem pe mal, mergem chiar pe mal, adică lângă Mureș, să vedem cum se comportă acolo și poate o să doarmă bine când ne întoarcem, dar avem din nou treabă un pic și prin oraș, bineînțeles. Încercăm să ne facem lucrurile astea mai multe deodată ca să putem să le rezolvăm pe rând, așa că, cum se poate, într-o zi să rezolvăm mai multe lucruri. Trebuie să steze-l puțin. Cam așa. Ai grijă? Pe aici, da, pe aici ai mai fost. Pe la parcul de bătrâni, așa se numește, na, ce să-i faci? Pe la I Love Arad. Aici e faleza și noi o să trecem de faleză și o să mergem pe mal. Vrei să te țin? Nu. Coborăm pe aici? Oh, hai să coborăm, hai. Încercăm. Dacă nu, uite că sunt câteva scări. Să ai grijă la ea, mă. Bă, să ai grijă. Bravo! Este atât de plăcut afară, nu mai e chiar atât de cald ca în august, dar e foarte plăcut și aici lângă Mureș e și mai și. Vreau să vă arăt și vouă câteva imagini din Mureșul, de la Mureșul din Arad, pentru că e foarte frumos și când e
așa senin, se vede foarte bine. Vă arăt, hai că mergem în continuare. Și podul făcut peste Mureș, de aici, din stânga mea până în dreapta, leagă faleza Mureșul de strand. Și anume aici, am zis că e senin, dar nu e senin, acum văd ce nori sunt. Dar e superb. Aici e tăticul, aici e fetița, pista de bicicletă, malul Mureșului, aici jos. Noi suntem pe pistă acum și în stânga e faleza. Aici e o clădire veche. Am înțeles că, nu știu exact, a acestor oameni care au bărci, ambarcațiuni din astea de plimbat pe Mureș, dar nu cred că mai e deschis de mulți ani. Podul care leagă zona asta a orașului din stânga cu tot parcul și tot ce înseamnă și partea aceea unde sunt restaurante, ceva cazări și strandul, dar nu se vede, iar încolo e podul de mașini și tot așa niște restaurante pe mal, nu se văd. Aici văd că sunt doi oameni. Da, nu o să cobor pe aici, doar că e o coborâre. Foarte frumos, foarte, foarte frumos și afară și tot ce înseamnă zona aceasta. Mie îmi place. Vai, ce frumos! Uite aici la Bottega am văzut noi sau nu? Da, da, ce mâncat un burger. Loc de biciclete, aici am mâncat burger la restaurant. Cred că înăuntru sau pe terasă, nu mai știu. Era închis. Da, frumoasă! Aici e, încolo este un alt cartier, Michelaca. Și e lungă faleza, e foarte lungă, ne-am putea întoarce în același loc, este așa pe rotund cum ar fi, nu? Ne putem, are vreo 6 km, din câte țin minte aici veneam eu la crossul Aradului, erau vreo 6 km și am fost vreo 3 ani la rând, prin liceu, facultate, ceva de genul, e ce frumos e. Hai să facem așa un cadru. Am stat cam 25 de minute cam așa, pentru că văd că începe să plâng așa sporadic și zic să n-o chinuim, mergem înapoi acasă, oricum am ieșit la aer, este ok, acum a dormit, dar nu știu dacă nu se mai trezește iar, așa că e timpul să plecăm înapoi acasă, dar nu-i bai, pentru că vreau să filmez mai departe ce am zis mai de dimineață, că filmez și am de gând să merg la magazinul Cala de aici din Arad ca să cumpăr câte ceva și vă arăt și vouă. Am fost la Lidl și la Kaufland cu Pitica, bineînțeles, am fost cu căruciorul, nu e soțul la casă și pentru că am vrut să ies afară și să mă răcuresc și eu și s-ar putea să mai ies un pic mai târziu pentru că am avut 3 zile foarte grele, foarte, foarte grele și asta înțelegeți de ce, na, bebeluș mic de o lună care 3 zile a plâns aproape în continuu, nu știu ce să-i mai fac, crește, na, înțeleg că bebelușii plâng, dar o durut-o burtica la un moment dat, o făcut greu căchița, na, asta este, eu îmi asum că așa este viața cu bebeluși și trecem peste, trecem mai departe, așa că pentru ca să mă recrez puțin am fost la Lidl și Kaufland. La Lidl am făcut cumpărături de 72 de lei și la Kaufland de 135 și 49 de bani și aici și 87 de bani și am luat foarte puține lucruri, dar au costat. Fairy acesta de 84 de capsule a costat 100 de lei, dar am avut reducere pe reciclarea de plastic 35 de lei, așa că am dat 65 și am luat două. Pe unul voi pune acum în sub chiuvetă aici în bucătărie și pe ăsta la altul voi duce, pe celălalt îl voi duce în debara. Și am cumpărat și un nectar de piersici cu 5 lei, deci astea au fost 130 de lei și costa 5, 135 de lei aproximativ. Și din Lidl, 72 de lei am cumpărat lucruri, 18 lei din astea, cum se numesc, pampers de la Lupilu,
scutece, mărimea 1, pentru nou născut, sunt 24 de bucăți, ele sunt cumva subțirele. Mai avea și de la Pampers, dar ni se termină și dacă fetița nu a crescut până peste 5 kg, o să mai trebuiască să mai cumpăr, dar vedem câte pachete, pentru că n-aș vrea să-mi rămână pe stoc. Am luat un cola fără zahăr, pentru că mi-a fost poftă. Am cumpărat două plăcintuțe cu spanac și brânză, un parizer de pui. Am cumpărat două creme Madame Glamour, au fost la preț foarte bune, din gama Suddenly. Nu am cumpărat parfumul și dacă îmi place crema, poate pe viitor, dar una vreau să o păstrez pentru cineva și una o voi începe eu. Este foarte, foarte parfumată. Am luat și fusili pentru că nu mai aveam. Destul de ieftin am găsit prețul la lucrurile astea. Și ouă, 30 de ouă, 22 de lei, la fel le-am găsit la ofertă. Fusili la fel, cremele la fel, m-am dus în special pentru ofertele astea, astea de aici, pentru că mi s-au părut foarte bune. Și de la Kaufland în special pentru Fairy, cam asta, cam despre asta. Pe Floralis știți că dau cam 4-5 lei, nu știu, 6 lei cât costă acum. Și în rest le-am luat la preț întreg. Astea sunt cumpărăturile. În total 100 și ceva de lei, stai că nici nu mai știu, 135,70 și în total 200 de lei. Am început un pic să schimbăm patul, lenjerile de pe pat astea să le dăm la spălat și să punem altele și n-am reușit să punem decât lenjeria asta, cearceaful, și n-am reușit să schimbăm pilotele și perinele pentru că a dormit Natalia în patul mare, este gol pătuțul, e aici în spatele meu. Și nu o să mai mut acum, o să las să doarmă, pentru că dacă a dormit așa de bine, să nu-i stric somnul. Eu am pus-o în pat aici, pentru că era un pic, plânsese un pic, nu foarte mult, am avut-o în brațe, am zis stai un pic jos până schimb eu astea, și când colo a dormit, am zis că hai că las așa lucrurile până se trezește, ca să nu o trezesc eu cumva să doarmă, și după aia să-i dau păpică. Și între timp mă pregătesc să-i pun hainele ei la spălat. Am aici lucruri de scoică, din scoică, pentru că ce credeți că a făcut? A vomitat în scoică. Da, a vomitat mult la un moment dat și era în scoică. Nu știu ce s-a întâmplat, a mâncat ea prea mult sau pur și simplu nu i-a prit în stomacel și a vărsat. Și acum vreau să-i spăl lucrurile alea, de o să-i mai pun și niște păturici de ale ei, le am în baie. Și apropo, hai să merg în baie să vă arăt cu ce m-am făcut pe buze, pentru că mi-am adus aminte de un ruj de la Avon în nuanța aceasta, Peach Flatters, avem aici pe spate, nu focusează pentru că mă focusează pe mine, o nuanță foarte plăcută, o culoare foarte plăcută, așa un roz, da, mie mi se pare că îmi vine super și mai am un pic din el și îl termin, dar într-o vreme îmi plăceau foarte mult rujurile de la Avon, nu mi-am mai cumpărat pentru că am rujuri destul de multe și nu am mai cumpărat. Așa, când mai luam un pic câte unul așa pe o dată la 2-3 luni de la Oriflame, dar de la Avon n-am mai luat și chiar sunt curioasă ce mai au ei noutăți, pentru că mă gândesc că au mai apărut câte ceva. Hai să vă arăt un colet de la Sinsay primit, l-am dus în dincolo, în bucătărie sau sufragerie, trebuie să văd, l-am desfăcut, m-am uitat, am verificat să fie toate lucrurile primite. Exact după ce am filmat cumpărăturile din Lidl, Lidl și Kaufland, am primit coletul și vreau să mă duc să vi-l arăt și vouă, pentru că sunt niște lucruri foarte frumoase. Și am coletul aici, lângă mine, așa, e de pe Sinsay. După cum v-ați obișnuit, cumpăr foarte multe lucruri de bebeluș de pe Sinsay pentru că au lucruri de calitate și ok la preț. Lucrurile de bebeluș sunt din bumbac și sunt foarte frumoase, atât de frumoase lucruri încât e momentan magazinul printre magazinele mele preferate, dar în schimb n-am găsit pe Sinsay căciulițe, mai multe modele, doar o să vă arăt ce am găsit de bebeluși și căciulițele mai frumoase, așa cu tot felul de fundițe sau bentițe pentru fetițe, am găsit pe un alt site, o să mă gândesc dacă dau comandă sau nu acolo, până una alta rămânem cu Sinsay și ce am cumpărat de pe Sinsay. Hai să vedeți, am câteva lucruri de data asta, nu foarte multe, dar o să le scot pe toate. Am
pus lucrurile necesare în perioada asta și, apropo, vrem să mergem în Muneasa. Muneasa este o localitate de aici, din județul Arad, și este o comună cu un aer de munte foarte curat, cel puțin așa se zice, așa s-a studiat, că e aerul foarte curat și o să mergem acolo, stăm o noapte, așa că i-am cumpărat câte ceva. Am luat un set de 3 body-uri, deși acesta este cam mare, mi se pare mie, mărimea 62, dar crawl-ul este mai mare decât celălalt pe care le am eu, mărimea 62, cu mânecă lungă și cu pantaloni lungi, dar fără botoșei, după cum se vede, va trebui să-i punem noi șosețele. Da, pare mare, dar o să-i fie bun în noiembrie, să zicem așa, octombrie, noiembrie, decembrie. Am pe verdele acesta foarte frumos cu un fel de floricele, după cum puteți să vedeți, foarte frumos. Cred că dacă îl pun aici așa se vede mai bine. Abia aștept să-i dau, o să dau etichetele jos și o să spăl. Am pe un vișineu spre violet, da, așa arată și acesta. Și pe roz simplu, nu e chiar simplu, un roz pal, dar cu un model. Și văd că nu este parte peste parte, doar că se desface aici de jos de la pantalon și scutec și se bagă pe cap body-urile, pentru că sunt 3. Așa arată și acesta. A fost 40 de lei setul și eu zic că este un preț mai mult decât bun, pentru că ajung la undeva la un 13 lei și ceva pe bucată. Ce am mai cumpărat? Am mai cumpărat un set de căciuliță, că v-am spus, nu am găsit multe modele, dar am luat ce am găsit și de asemenea îmi și place, adică nu am luat ceva ce să nu-mi placă. Am căciulă cu model de pisicuță oare? Sau iepuraș? Da, cred că e pisicuță, după cum se vede, și am și urăchiușe aici sus. Vai, foarte frumoasă este. Am cumpărat perechea asta de căciulă cu fular, pentru că ei au rămas mici, celelalte două seturi pe care le-am avut de nou născut, pe gri și pe roz, ați mai văzut prin vloguri, pentru că sau în pozele de pe Instagram, apropo, puteți să intrați pe linkul din descriere să-mi dați acolo ad pe Instagram, pentru că postez multe poze cu ea, cu bebelina. Și pentru că i-au rămas mici, am avut nevoie de ceva mai mare, am cumpărat ceva mai mare, am luat așa cât de cât călduroasă, călduros setul, călduroasă căciula, și fularul este simplu. Da, am luat cea mai mică mărime ce am găsit-o pe site și anume 3 luni, asta este, dar eu zic că o să-i vină. Pentru că nu vrem să ne chinuim să-i băgăm căciula pe cap și să o deranjăm. La fel și la geacă. Am luat numărul 68, deși ea poartă 62 la body-uri, dar am câteva body-uri la care poartă numărul 68 în funcție de croi, cum ziceam. De asemenea, am zis să nu dau greș cu gecuța și am luat numărul 68 pentru a fi bună la toamnă. Și chiar iarnă, de ce nu, dacă o să se potrivească? Așa arată. Mie mi se pare superbă, superbă. E un gri deschis cu model din asta de cu brăduți, cu vulpe, pomi, iepuraș și are și buzunărele. Aici sunt buzunărelele. Aici, după cum am spus, modelele, brăduți, vulpe. Mi s-a părut că am văzut și iepuraș undeva aici, iepuraș. Are fermoar, o glugă și o blană artificială pe glugă, dar un lucru pe care vreau să vi-l arăt este faptul că este căptușită cu material din acesta, foarte călduroasă geaca, nu este căptușită cu fâș, cred că îi zice, sau materialul acesta de deasupra. Deci nu e cu acel tip de material, ci cu textil din acesta mai confortabil, zic eu, și nu cred că o să transpire. Cumva confortabil și moale la atingere. Aici la mâini îi vine mânecile așa, strânse, și asta este numai bine, pentru că dacă îi este larg, măcar să... larg, nu largă, lungă mâneca, măcar să o pot ridica eu și să-i stea partea asta de elastic. Foarte frumoasă. În talie, de asemenea, are elastic, pe partea din spate, vedeți așa, și... Na, e un pic măricică, are fermoar, dar și nasturei.
capse, de fapt. Trei capse, se deschide foarte ușor și fermoarul merge bine, că și asta trebuie să verific, să nu ne chinuim după aia cine știe pe unde. Văd că trebuie să scriu și numele aici. Da, foarte frumoasă, simpatică și cu siguranță o să-i stea bine, pentru că este o fetiță foarte frumoșică și merită hăinuțe frumoșele. O să le las aici. Între timp vreau să mai filmez ceva. Nu știu dacă o să reușesc, pentru că trebuie să fac un pic de curățenie, să schimb și patul, să pun la spălat și da, o să pun la spălat hăinuțele ei dacă tot le-am filmat, așa că ne vedem un pic mai târziu. S-au adunat ceva de spălat, astea de la scoică, astea noi, căciula, geaca și badiurile de dedesubt, acelea noi pe care le-am cumpărat. Am aici păturele de muselină, prosopele, pe care noi le folosim destul de multe, că le murdărește, mai scapă un pic de lapte și le și spălăm rapid, așa. Astea păturele de pus sub bea, prosop cu care am șters-o și am făcut când am făcut băiță, prosopelul ăsta de muselină pe care l-am pus pe ea când am făcut băiță, ăsta am șters-o pentru că a vomitat în scoică și am luat repede ceva și am șters-o cu ăsta. Păturica asta cu trandafiri a fost sub ea și s-a murdărit și am și câteva badiuri, astea, am o pereche de șosete și un set din ăsta, un costumaș, ăsta îl spăl, aici niște badiuri, deci s-au adunat și le pun acum la spălat, o capsulă de la Lovella cu, vedem dacă pun balsam pentru bebeluși. Am fost până în magazinul Cala și am fost cu gândul și să filmez. Am uitat complet cum mă plimbam eu printre raioane, nici măcar o secundă nu mi-a trecut prin cap să filmez, ca să vedeți magazinul, să vedeți prețurile, cum este amplasamentul raioanelor, cum sunt așezate, ce se găsește acolo, și am uitat complet. Deci am mers cu gândul ăsta și, Doamne, m-am întors cu o plasă mare de lucruri, dar eu complet am uitat să filmez înăuntru. Îmi pare rău pentru că aș fi vrut. Arată frumos magazinul, sunt câteva colțuri așa interesante ale magazinului, au chiar și parfumuri, au parfumuri arabești, au clone de parfumuri. Nu am cumpărat încă nimic pentru că vreau să mai termin 2-3 parfumuri și apoi să mai cumpăr, să zicem, unul. Dar am uitat complet. Da, m-am întors acasă cu o pungă mare și... De fapt, cu două pungi, dar eu am la mine aici o pungă și niște un pachet de hârtie, pe ele le-am pus în altă pungă. O să vă arăt doar câte un exemplar, pentru că am cumpărat mai multe pachete. Și am plătit undeva la 200 de lei, dar am primit și două cadouri, așa că rămâne de văzut ce am cumpărat și ce am primit cadou. O să încep cu plasa orange sau cu un lucru foarte... plictisitor, hai că mă plec să vă arăt. De fapt, încep cu hârtiile. Am cumpărat hârtie de bucătărie, ce am mai avut noi de la ei, Moft, foarte faină e, șterge foarte bine, are, cred că două straturi, dar își face bine treaba, foarte moale la atingere, nu lasă urme, poți să ștergă masa cu ea, poți să șterg dulapurile din bucătărie lucioase, poți să șterg blatul, chiar și oglinzile, bineînțeles cu soluție de geamuri, dar nu lasă urme, asta este bine. Și am cumpărat două pachete din astea, mi-amintesc, sau trei, oricum 10 lei a fost bucata și încă câteva pachete de hârtie igienică de la Softit. Așa arată. Are un miros, să știți că are un miros. Nu mi-adusesem aminte de data trecută dacă miroase a ceva, dar are ceva miros neutru. Am luat câteva pachete, le-am dus în debara, mi-am păstrat doar câte un exemplar ca să vă arăt și mai am în afara acestei pungi un veniș, punga și venișul acesta. Hai să începem cu el dacă tot l-am în mână. Am luat un veniș pentru haine albe, pentru pete, bineînțeles. Pentru haine albe ceva de la Dr. Beckman, cred că, dar mi s-a terminat, așa că am zis să cumpăr pe acesta. A fost la ofertă cu 15 lei și are un litru și l-am cumpărat. Mă bucur tare mult pentru că abia aștept să-l pun în uz. Noi folosim de obicei pe la sub braț, dacă se pătează de la deodorant, așa că abia aștept să îl bag în folosire și tot cu 15 lei, de unde l-am pus oare, aici. Am cumpărat și pentru haine colorate.
tot veniș, tot la un litru. Același preț, este imens, se vede. Eu mai am veniș lichid, dar puțin, tot în locul acela unde țin detergenții și ați mai văzut când am mai făcut curățenie și v-am arătat prin vlogurile de zi, așa că o să-i vină rândul după ce îl termin pe acela. Mie îmi plac astea de la veniș pentru că miros frumos și acesta are chiar și capac cu gramaj, 120 de ml maximul, bine, chiar și mai mult pentru că vedeți că nu e chiar până sus liniuța, 20, 60, 100, 120 și abia aștept și pe acesta să îl folosesc. Și cel pentru haine albe are capac cu gramaj. Ce am mai cumpărat? Am găsit la ofertă. Eu la Cala mă duc pentru ofertă pentru că dacă mă duc după alte lucruri, ele sunt scumpe. Aproximativ ca prețurile din DM, la lucrurile din DM știți că găsim prețuri mai mari decât în alte magazine pentru că DM-ul vinde ieftin doar mărcile proprii. Na. Și la Cala sunt foarte multe oferte, dar în general prețurile sunt un pic mai mari în afara ofertelor. Și am găsit cu 15 lei set din acesta de Libres absorbante. Aici sunt 2 ori 10 plus încă 10. Vedeți că scrie promo. L-au lipit. Într-adevăr, prețul este unul real, pentru că în Kaufland 2 ori 10 este 15-16 lei. Și atunci ei au pus gratis încă un pachet de 10 bucăți și da, sunt oferte reale. Și am cumpărat mai multe. De ce am cumpărat mai multe? Pentru că eu, știți, cu toți avem, noi avem bebeluși, am născut natural și deja am folosit un pachet din acesta. Am avut nevoie, fiindcă am născut natural, am folosit și din acelea mai mari, dar acum nu mai e nevoie din alea de tampoane, să le zic așa, mari, absorbante imense. Ce astea sunt ok, le folosesc zilnic, le schimb de mai multe ori și se termină. Am așa două pachete, 15 lei, foarte, foarte bun prețul. Trei pachete. Opa, a scăpat pe jos unul din ele. Așa, am și al patrulea. Bun, asta e un pic altfel, dar același preț. Să-l punem deoparte. Ups, să nu cadă. Și am și al cincelea. Dar acesta avea, doar că este folosit deja. Le-am și terminat. Este, cred că, în produse terminate ambalajul. Și am mai cumpărat câte ceva. Pentru bebeluș, cu 10 lei, am luat un șampon de la Johnson's. Ne place foarte mult brandul. Avem o cremă de corp de la ei și își face foarte bine treaba, nu irită și intră foarte bine în pielea bebelușului. Punem oricum puțin. Are un miros destul de neutru și senzual, sensitiv, așa că am zis să încercăm și șampon de la ei. Am cumpărat pentru că mi-a plăcut foarte mult cum se prezintă brandul în sine și am zis că să mai cumpăr așa lucruri de la ei. Cu 13 lei un șampon uscat de la Sios. L-am și pe acela de data trecută pe care l-am cumpărat de la Batiste, de la ei, de la Cala, cu 16 lei sau 15, dar am zis să-l am și pe acesta și mie îmi place brandul Sios. Încă, din nou, de fapt, vreau să vă spun că am lucruri de la Cala care chiar îmi plac și mă bucur de ele. Libres la fel, eu am folosit înainte Libres și Always, așa că în continuare folosesc. Am mai cumpărat cu 6 lei un înălbitor, dar pentru cadă, pentru chiuvetă, pentru spăla pe jos, pentru aragaz, șterge murdăria, șterge mizeria, înălbitor plus detergent. Acum la aragaz nu o să-l pun dacă aragazul nu e alb, pentru că mi-e frică să nu mi-l albească, dar da, am uitat să vă spun că este de la AS și are parcă un litru. Da, eu am mai avut, își fac bine treaba aceste produse de la AS, cred că și, ba nu, tot înălbitor am avut, tot înălbitor, da. Mai departe, mai departe, am un bon, 152 de lei odată, dar și hârtiile, pentru că le-am luat pe alt bon, vreo 50 de lei sau chiar mai mult, pentru că v-am spus că am mai multe, așa că am dat 200 și ceva. Mi-am cumpărat pentru mine că am nevoie un concealer, mi s-a terminat acela pe care l-am și l-am luat exact pe acesta pe care îl folosesc eu, nuanța 10, naturel,
și îl găsiți și în DM, dar pentru că l-am găsit în Cala tot la 10 lei ca în DM, l-am cumpărat. Este de la Essence și tot de la Essence am luat două, unde este al doilea, uite-l, tot cu 10 lei, două balsame, nu balsame, luciu de buze, cred că așa se spune, luciu de buze, unul transparent, incolor, este pentru a da volum buzelor și celălalt tot pentru a da volum, dar este așa rozaliu, dacă vedeți voi acolo, cum să țin să se vadă, se vede de fapt. Asta este incolor, acesta este rozaliu. Eu le-am ochit de mult prin DM, dar nu le-am cumpărat și acum le-am luat pentru că vreau să mă mai fac și cu luciu de buze simplu, fără să am vreun ruj pe buze cum am acum și numai bine unul este incolor, celălalt este cu un pic de nuanță rozalie și o să mă ajute. Hai să vă arăt ce am primit cadou, nu cred că mai am de la ei chestii. Am lăsat astea de machiaj în plasă, sper să nu-i de ele, să nu le arunc din greșeală să le iau și am primit cadou un detergent detartrant pentru toaletă și țevi de la Effect și are 750 de ml cu miros tropical. Pe acesta l-am primit cadou la 150 de lei cheltuiți. Ah, gata, știu de ce am două bonuri, pentru că am avut 152 cu celălalt. Nu știu cum se fac separare pe bonuri. Bonurile trebuie să fie separate, nu știu să vă zic de ce, dar ideea este că la 150 de lei cheltuiți am primit acest cadou și pentru că am mai avut vai, e rupt. Cred că m-am păcălit. Am un pluș pe care l-am primit cadou, dar mi se pare că e rupt sau l-am rupt eu, nu știu sigur. Dar eu n-aș fi avut cu ce să-l rup. O să vă arăt acum. Pentru că am mai avut o sumă de, na, cheltuită de 50 de lei. De fapt, de mai multe ori la ei am mers și am talon cu ștampile. La 50 de lei se primește o ștampilă. La mai multe ștampile primim un pluș gratis, dar... Bine, se poate alege de acolo, de la ei. Și am ales peștișorul acesta super colorat cu de asta reversibile. Cum se numesc astea? Nu vine cuvântul. Paiete, cu paiete reversibile și am luat așa pe culori deschise și aprinse pentru ca să le vadă bebelina. Știți că în primele luni de viață bebelinii nu văd culorile șterse, văd așa pe gri, dar încep să vadă bine culorile aprinse și am luat așa ca să înceapă să vadă și ea roz, albastru, ăsta deschis, galbenul. Da, unde este rupt? Că vă ziceam că ori eu l-am rupt, ori era rupt, nu știu sigur, aici. Uitați, și arată foarte ciudat. Da, asta nu mă încântă, dar nici nu mă pot duce să-l duc înapoi, pentru că poate l-am rupt eu în plasă, nu știu ce să zic. Astea două sunt cadourile primite, abia aștept să-l folosesc pe acesta pentru că e util în baie, deși doar ce am cumpărat de la Lidl detergent pentru vase, pentru vase de toaletă, dar dacă l-am primit pe acesta gratis, nu zic nu, și eu să-l folosesc. Măi, aș vrea să văd cum miroase. Sincer. Da. Oh. Mi se pare... Nu miroase tropical deloc. Are un miros ciudat. Are un miros super ciudat, dar sper să nu fie toxic. Nu se simte tare, nu se simte puternic, doar e un pic ciudat, având în vedere că scrie tropical, eu m-am gândit că miroase a fructe, dar nu. Da, miroase a detergent de tartrat. O să-l folosesc și pe acesta cu mare drag. Până una alta, eu vă zic la revedere și toate cele bune. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați like, să dați share, să vă abonați și ne auzim pe Instagram, ne vedem pe Instagram, ne auzim și în comentarii. Nu uitați să lăsați și comentarii cu ce ați folosit voi sau ce îmi recomandați, de exemplu, de bebeluși, chiar unde să găsesc să cumpăr pentru bebeluși lucruri faine și calitative. Știu că au cei de la H&M, cei de la C&A și probabil că o să caut și prin magazinele lor. Dar da, mă bucur că am reușit să ne facem toate lucrurile pe care le-am avut în ziua de astăzi. Cum ziceam, nu mă mai lungesc acum la final. Vă doresc toate cele bune. Ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!